Cuvântul Domnului astăzi este din Evanghelia după Marcu, capitolul 5. Evanghelia după Marcu, capitolul 5. Vom citi de la versetul 25 la 34. Marcu, capitolul 5, de la versetul 25. Iată cuvântul Domnului. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nici o ușurare, ba încă era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el. Și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii ei i-au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia, înfricoșată și tremurând, căci știa ce se petrecuse în ea, a venit și s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Amin. Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeul nostru, ești Dumnezeu care faci minuni, ești Dumnezeul vieții, ești Dumnezeul care răscumperi, salvezi, vindeci. Pe tine te lăudăm și așteptăm în această dimineață să ne vorbești prin cuvântul tău cel sfânt, să ne întărești credința în tine și în puterea harului tău care lucrează și astăzi. Acest cuvânt, Doamne, vrem să fie tămăduitor și pentru sufletele noastre întâi, și de ce nu, și pentru trupurile noastre și mințile noastre. De aceea te rugăm să ne vorbești, Duhul tău să fie la lucru, cuvântul tău să fie plin de putere și să plecăm de aici mai încrezători în tine și mai îndrăzneți cu tine. În numele lui Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. Astăzi mesajul este intitulat Atingerea credinței și pornește și analizează acest pasaj din Evanghelia după Marcu, capitolul 5, despre femeia cu scurgere de sânge. Recunosc că ori de câte ori aud și trebuie să cânt cântări care menționează atingerea, sunt reticent. A strecura ideile acestea ca și cum lumea spirituală se poate atinge sau Dumnezeu, îngerii, în sfârșit, pot să ne atingă ei pe noi, e destul de riscant din toate punctele de vedere. Dar texte de acest gen mă obligă să-mi revizuiesc poziția. Sau cel puțin să fiu mai
deschis, dar prudent, față de această idee a atingerii. La aceasta m-a ajutat și soția mea, care a ținut mai multe prelegeri în diverse conferințe despre importanța îmbrățișării în familie, soție și cu copiii. Și argumentul pe care îl aduce ea din perspectivă medicală este că există o putere terapeutică în atingere. E ca și cum ai da o atenție suplimentară celuilalt. Medicul față de pacient, mama față de copil, soțul față de soție, în sfârșit. Și există, deci, dovezi că atingerea ca semn al atenției, afecțiunii, sporește empatia, îmbunătățește chiar sănătatea și încurajează oamenii să fie mai apropiați, mai deschiși unii față de alții. Și atunci m-am gândit la mai multe cântări pe care noi le cântăm. Ce transmit ele prin această atingere? Nu am să vă dau cazurile extreme. Dar am găsit câteva și una o să o cântăm și la sfârșit, dacă echipa, nu trupa, echipa e pregătită, ca să o cântăm împreună. Fiindcă veți vedea, există o legătură între atingerea pe care o face cuvântul lui Dumnezeu. Acum, zic, sunt câteva cântări care circulă, sunt foarte populare. Și vreau să vă citesc din ele. Una dintre ele, cred că e compusă de Cristocentric, spune: mai aproape de orice gând, de orice suflare, este prezența ta. Mă copleșești cu iubirea ta tot mai tare și nu mi-e teamă de nimic, de brațul tău eu sunt păzit. Mă atingi acum cu mâna ta, fiorul tău îmi umple inima, Iisusul blând ce inima îmi alină, îmi umpli viața de lumină, Domnul meu. Nu găsesc nimic nepotrivit, nici măcar din perspectivă dogmatică, teologică, aici, pentru că în Biblie există foarte multe metafore, cazuri, limbaj, care exprimă această legătură noastră cu Dumnezeu, ca să înțelegem, să-L înțelegem pe Dumnezeu și modul în care El lucrează cu noi. Nu este, s-a prezentat El ca un susur blând și subțire, nu? Când Ilie a vrut să-L întâlnească pe Dumnezeu în peșteră. Ba da. Bun, acolo, nu, sigur că n-a fost, nu se specifică mâna lui Dumnezeu care îl atinge, dar metaforic zic, fiorul prezentat. Chiar, uite, acum mi-amintesc de fiorul pe care l-a trăit Isaia în templu. Isaia, capitolul 6, în prezența lui Dumnezeu. Că noi nu putem altfel exprima anumite trăiri în prezența lui Dumnezeu. O altă cântare bine cunoscută și prezentă peste tot acum în mediul evanghelic este cântarea care spune: e lângă tine iar, îi simți atingerea divină. Cu un cărbune aprins atinge gura ta și ochii tăi i-a uns cu tine. Foarte sare din Vechiul Nou, face legătura așa. Atinge-ne din nou, Iisus, și cu puterea ta divină revarsă noi din Duhul tău și fă-ne acum lumină.
Deci, prin atingerea Duhului, da, noi primim putere și... Da. După cum vom vedea și astăzi, se justifică parțial un astfel de limbaj. Una o să o cântăm la sfârșit, care îmi place mai, care e mai, cea mai sigură dintre toate cu atingerea, dar pentru că are de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Vă și citesc deja parțial ca să știți ce vom cânta. Doamne, atinge-ne din nou, peste noi Tu mâna Ta să pui și lumina Ta să ardă în noi prin puterea Duhului. Pune-o dar nu pentru o zi, ci să ardă în veșnicii noi. Cu adierea Duhului Tău Sfânt, Doamne, atinge-ne din nou. Amin. Putem spune că, pentru că e vorba, după cum veți vedea, de cuvânt. Că poate cu asta ar fi trebuit să încep. Doamne, dă-ne înțelepciune și putere și iubire. Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Azi venim în fața Ta, dă-ne, Doamne, harul Tău să fim vii pentru împărăția Ta, trezește-ne din nou. Și apoi vine refrenul. Deci are legătură. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu lucrează, da? Și produce starea aceea de cercetare, ca și cum Dumnezeu ne atinge. Da? Bun. Bun, acesta a fost doar introducerea, așa, să vă pregătesc pentru ce urmează. Un text din Evanghelie care vorbește despre atingerea credinței. De mai multe ori se folosește verbul. Am citit deja despre întâlnirea pe care o are Iisus cu o femeie bolnavă și care s-a atins de haina lui și a fost vindecată. Bun, de la început vreau să spun că nu încurajez medierea harul lui Dumnezeu sau încercarea de a sugera că dacă folosim obiecte batiste, știu eu, icoane, moaște, adică osemitele sfinților, implicit credința ta va fi mai mare sau credința ta va declanșa ceva putere supranaturală atingând aceste obiecte. Nu, credința nu are nimic de a face cu obiectul, ci cu obiectivul, cu cel în care crezi. Dar puțin mai încolo. Ce avem așadar în textul nostru? Avem o femeie bolnavă de 12 ani. Și Iisus nu știa nimic despre ea. De fapt, Iisus era la începutul lucrării lui misionare, misiunea lui includea și vindecări și exorcizări. Găsim că Iisus a făcut o exorcizare, deci a scos un demon dintr-un om, capitolul 5 până pe la versetul 20. Apoi Iisus este chemat la casa lui Iair să îi vindece fiica acestuia. Și în timp ce se ducea Iisus să facă o altă vindecare, o lucrare specială, avem această narațiune, această povestire. Parcă e o paranteză. Și a trebuit să mă opresc pe ea, n-am vorbit niciodată din paranteza aceasta, m-am ocupat de îndrăcit, de învierea fiicei lui Iair. Și am cam neglijat această paranteză, acest fragment. Și a trebuit să-l reiau, să-l aprofundez. Și văd aici o femeie, întâi care e prezentată ca suferind. Femeia aceasta era într-o situație disperată. Și când ești în situații disperate, se cer măsuri disperate. Sau extraordinare. E ca și cum ajungi la capătul puterilor și pur și simplu nu mai știi ce să faci, pentru că această femeie era bolnavă din punct de vedere fizic, da? Sângele îi se scurgea din trup,
avea o boală, nu știm exact ce a fost, dar sunt o fel de interpretări, mai puțin contează, dar era la capătul puterilor. Ca și Naaman, vă aduceți aminte de un general păgân, pe nume Naaman, care era lepros? Și când i s-a cerut să se scalde apa Iordanului, să intre de 7 ori, au fost o fel de semne de întrebare, dar pentru că era la capătul puterilor, s-a dus și s-a scăldat. Și Dumnezeu l-a vindecat. A fost un act de credință și din partea lui. Acum, această femeie, fiind bolnavă, cu scurgere de sânge, știți că suferea și din punct de vedere social și psihologic, conform legii iudaice din vremea aceea, o femeie bolnavă în felul acesta nu avea voie să participe în comunitate, nu avea voie nimeni să se atingă de ea în perioada scurgerii de sânge. Și pe lângă legea lui Moise din Leviticul, au mai fost și alte legi adăugate pe parcurs de evrei, nu le enumăr, sunt studii făcute pe tema aceasta. Deci, o situație foarte dificilă, izolată social, suspectă, de aceea ea n-a putut să fie lângă Iisus imediat, n-a putut să fie lângă ucenici, n-avea voie să se atingă de nimeni. Și nimeni să se atingă de ea. Dar Iisus nu cunoștea. Și ceilalți nu știau. Vă dați seama ce a trăit femeia aceasta când se gândea, dacă eu mă ating de Iisus, se va ști cine sunt. Și putea să fie urmări groaznice pentru ea din partea iudeilor. Și pe lângă toate acestea a sărăcit, pentru că toate economiile ei le-a investit în medici să o vindece și medicii de atunci n-au putut o vindeca. Și această femeie, în această situație limită, face ceva incredibil. Prin spatele mulțimii, prin spatele lui Iisus, își caută loc. Se gândește, doar dacă m-aș atinge de haina lui, s-ar putea să fiu vindecată. Pentru că a auzit ce a făcut Iisus Hristos, cum a scos demoni din oameni. Acum se ducea să vindece o fată și a făcut și a loc în peisajul acesta, nu putea însă să o facă deschis, nu putea să se arunce în fața lui Iisus și să-L roage, nu putea să, o să ceară Iisuse, pune mâinile peste mine. Nu a făcut lucrul acesta. Pentru că ar fi fost expusă, dată de gol, datorită bolii ei. Și această femeie refuză totuși să accepte boala ca fiind soarta ei și își ia problema în mâinile ei, cum se spune, se duce prin spate cumva și se atinge de haina lui Iisus. Nu a fost prima care a făcut lucrul acesta. În Marcu, capitolul 3, versetul 10, de pildă citim, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli și se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Deci mulți care sufereau de diverse boli se îmbulzeau să se atingă de Iisus. Și de data aceasta Iisus era în mijlocul unei mulțimi. Îl conduceau toți spre casa lui Iair, care era un tip important în vremea aceea. Ucenicii pe lângă el
de câte ori s-au atins alții de Iisus. Dar când această femeie s-a atins de Iisus, Iisus se oprește. Atingerea aceea a fost de alt calibru. Era la alt nivel, era alt fel. Și se întâmplă miracol. Scurgerea ei se oprește. Izvorul acela de sânge se oprește. Femeia simte schimbarea instantaneu. Instantaneu a fost eliberată de chinul ei, de rușinea ei, de boala ei. Iisus devine conștient și el că cineva s-a atins altfel de el și întreabă, cine s-a atins de hainele mele? Și ucenicii naiv răspund, păi nu vezi că atâția sunt care se ating de tine, da? Însă Iisus insistă. Era foarte important ca el să intre în contact cu bărbatul, femeia, că nu știa cine s-a atins de el. De ce? Ca să înțeleagă toți că vindecarea aceea n-a fost o lucrare magică, ce a fost o lucrare miraculoasă făcută de o persoană, de Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Toți se atingeau de El, dar numai una singură a fost vindecată. Deci femeia vine în fața lui Iisus, tremurând, îi era frică. Nu știu exact de ce era frică, comentatorii tot ne dau idei. Poate era frică că a călcat niște reguli evreiești privind curăția. Posibil. Alții cred că era frică, îngrijorată, că, știu, a luat în mod nelegitim puterea lui Iisus. Am auzit și interpretarea asta. Puțin probabil. Eu înclin să cred mai mult, ceea ce Marcu mă ajută, să cred că, de fapt, această teamă a femeii deriva din experiența pe care a avut-o cu puterea care a ieșit din Iisus. Deci a fost nu atât o spaimă, cât un fel de reverență, poate o teamă sfântă, un amestec, e adevărat, și de emoții, dar a fost ceva diferit, așa cum a fost și vindecarea, pentru că ea a devenit conștientă că o putere a intrat în ea. Putere diferită, o putere vindecătoare. Deci era ca un fel de răspuns la puterea divină pe care a experimentat-o în vindecarea ei. Și tot evenimentul putea să încheie aici, ea vindecată, Iisus merge mai departe, dar Iisus, zic, se oprește, vrea să știe cine s-a atins în felul ei. De ce? Pentru că această atingere a fost o atingere a credinței. N-a fost o atingere oarecare. Știți că Iisus Hristos a făcut multe vindecări și sunt vindecări, exorcizări, în care Iisus nu cere credință. Și nici textul nu spune că au avut credință, de-aia au fost vindecați. Foarte multe cazuri sunt. În câteva cazuri, însă, Iisus se oprește și vrea să scoată în evidență credința acelor oameni. Acesta este un caz. Femeie care a înaintat
l-a căutat pe Iisus, în ciuda restricțiilor culturale și religioase de atunci. Poate că a auzit de Iisus făcând minuni, însă vedeți, aici avem o problemă. De ce să creadă ea că dacă se atinge de haina lui Iisus, va fi vindecată? Iisus, zic că nu dorea să încurajeze acest lucru, că prin medierea obiectelor, a materialului, poți să fii sigur că vei avea putere divină. Nicăieri nu sugerează Iisus asta. Deși El s-a folosit de materie, când mă gândesc la tina pe care a folosit-o să vindece un orb. Dar asta este un alt subiect, modul în care natura poate fi penetrată de Harul lui Dumnezeu. Natura, adică lumea asta materială, poate fi străpunsă de puterea supranaturală. E o temă extrem de interesantă, frumoasă, o găsim în toată Scriptura și în istoria Bisericii, dar aici nu asta cred că se sugerează. Tot ce se discută aici, toată narațiunea vorbește despre faptul că această femeie a avut credință destul de slabă, să zic. Dar tocmai aproape că bănuiesc că a fost influențată de superstiție. Să te atingi de... Noi așa și astăzi interpretăm, vedeți, când auzim că se fac vindecări pe nu știu unde, cu atingeri de obiecte, imediat ne gândim, e superstiție sau eventual magie sau știu eu. Cum să crezi așa ceva? Bun, și aici, și în acest caz, bun, aici vorbim despre Domnul Iisus Hristos, despre faptul că El a făcut mai multe vindecări similare, da? Cu participarea materialului. Însă aici, în cazul acestei femei, nu găsesc o credință foarte puternică sau mai degrabă universă. Da. Teologia ei a fost slabă, dar credința ei a fost suficient de puternică ca să fie vindecată. Mă gândesc la oamenii care se apropie de Dumnezeu, de Iisus Hristos, cu credință șubredă, cu amestecată. Totuși Dumnezeu lucrează și în viața lor. Că nu așteptăm ca toți care apelăm la Dumnezeu și la puterea Lui transformatoare să avem credință foarte puternică. Nici de cum. Îmi amintesc de în Matei 15 este vorba de o femeie care tot așa a venit la Iisus să-i ceară să îi vindece fiica de la distanță. Și Iisus o refuză de câteva ori. O refuză. Iisus nu ține cont de acest lucru, îi testează credința femeii și când vede că ea insistă, stăruiește de dragul vindecării fiicei ei, Iisus zice, mare este credința ta. Rar spune Iisus asta. Și știi ceva, femeie, nici măcar nu trebuie să mă duc la casa ta, să-mi pun mâinile peste fiica ta de la distanță, Wi-Fi. De la distanță, credința ta, fiica ta s-a vindecat. Observați, deci, că Iisus răspunde și la credințe care nu sunt perfecte, da, mari, în sensul nostru a intensității, pentru că nu intensitatea credinței contează atât de mult, ci onestitatea și faptul că credința o îndrepți
spre obiectivul corect, că orice credință funcționează numai dacă are un obiectiv. În ce crezi? Ei, în acest caz, femeia aceasta a avut har, vindecare, pentru că s-a dus la obiectivul corect. S-a dus la Iisus Hristos, care a putut să vindece. Ea a fost la medici. Mă gândesc că și acolo a avut ceva credință, speranță, cel puțin. Dar n-au putut-o ajuta. Deci aici este cheia. Aici stă totul în narațiune. Și spune Iisus, credința ta te-a mântuit. Știți că această formulă a fost mai târziu, în secolul, începutul secolului III. Această propoziția a fost folosită ca formulă de botez în biserica de la început. Găsim asta într-un scriitor, teolog pe nume Tertulian. Bun, și după ce Iisus îi spune, ce îi spune? Credința ta te-a mântuit. Nu îi spune că te-a vindecat, ci că te-a mântuit. Da. Adică sufletește, conta. Din punct de vedere fizic, ea a fost tămăduită, vindecată, dar Iisus îi spune ceva mult mai mult, pentru că așa zice și textul, uitați-vă versetul 34. Fiindcă, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Observați că sunt doi termeni aici, credința te-a mântuit și ești și tămăduită. Deci, deodată, da, la pachet, cu vindecarea trupească a venit și mântuirea sufletească. Asta conta. Pentru că eu cred că de aceea Iisus a căutat o mulțime. Nu conta că ai fost vindecată. Conta să-i spună Iisus în final. Ești vindecată, dar acum vreau să spun ceva. Din pricina credinței tale în mine, ești mântuită. Și asta contează. Că unii dintre noi am avut experiențe vindecătoare, trupești, poate. Și ce a schimbat asta în viața ta? Chiar și o astfel de experiență ar trebui să ducă la credința ta mântuitoare, să crezi în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, mântuitorul tău personal, care și-a dat viața pentru iertarea păcatelor tale. Bun. Când Iisus îi dă drum acestei femei, spune, du-te în pace, e ca și cum Iisus își a rămas bun de la o femeie care a fost vindecată, mântuită, pentru că relația ei cu Dumnezeu a fost restaurată și asta conta în final. Ce lecții avem practice de aici? Mărturisesc că m-am cercetat adânc și eu când am înțeles această narațiune, această istorisire, pentru că destul de rar făceam conexiunea între și o vindecare fizică și mântuire sufletească. Dar în textul acesta, despre asta e vorba și textul mă obligă să iau în considerare acestea. Nu pentru că vindecarea fizică ar determina neapărat mântuirea sufletească, dar de ce n-ar merge împreună? De ce n-ar merge împreună? În ambele cazuri, că e vorba de vindecare fizică, că e vorba de mântuire sufletească, este nevoie de credință. M-a cucerit de asemenea simplitatea credinței acestei femei și mi-a amintit de faptul că Iisus Hristos n-a venit să ne complice viața cu filozofie așa aridă, da, etanșă, fără să o poți descifra decât unii. Nu, pe calea aceasta, spunea prorocul Isaia, cred, pe calea aceasta nu se poate rătăci nimeni. Există o simplitate a relației
cu Dumnezeu, a vieții de credință, pe care ar trebui să o recuperăm. Eu sunt un tip mai complex, mai complicat, să zic așa. Citesc multă teologie, așa, mă interesează, să aprofundez tot felul de lucruri. Dar până la urmă, tot la simplitatea credinței, ajungi la o credință accesibilă, la un creștinism pe care trebuie să-l înțeleagă oricine. Și ca predicator, am fost obligat să îmi simplific mesajele, și limbajul, și ilustrațiile, și exegeza, pentru că în final contează ascultătorul să înțeleagă. Asta făcea Iisus. Credeți că nu ne-ar fi putut lăsa, așa, scurt, așa, un manual filozofic despre viață? Și numai Eclesiastul, când îl citește, îți dai seama ce s-ar fi putut, ce ar fi putut scrie Iisus despre viață. Da, cam cum e viața asta. Dar n-a făcut-o pentru că n-ar fi putut, ci pentru că există un miez al credinței creștine care trebuie înțeles de tot. Și asta văd aici. Îl văd pe Iisus Hristos care citește corect contextul, femeia aceasta, starea ei, nu vrea complicații. Și așa, o atingere a fost suficientă ca Iisus să-i spună, asta te va mântui. Deci, ce lecții învăț întâi? Primul rând că o credință vindecătoare și mântuitoare, observați că le leg împreună acum, până acum ziceam numai credință mântuitoare. Dar o credință vindecătoare și mântuitoare, deși mântuirea poate include și vindecarea. Deci, credința vindecătoare și mântuitoare cere inițiativă. Femeia aceasta a auzit despre Iisus, dar n-a fost suficient. A trebuit să vină să-L caute pe Iisus cu îndrăzneală, cu speranță, și s-a atins din propria inițiativă de haina lui Iisus Hristos. O femeie perseverentă, hotărâtă, în ciuda tuturor blocajelor care se puteau ivi din cauza bolii ei, statutului ei, ea a înaintat prin mulțime și a țintit ochii la Iisus. L-a atins pe Iisus, a atins mantia, haina lui Iisus. Și a fost vindecată. Deci, eu nu insist atât de mult aici pe faptul vindecării, ci pe modul în care a fost vindecată de Iisus. Fără să spună un cuvânt, Iisus a vindecat-o. Fără că El să vină să-și pună mâinile peste ea, a vindecat-o. Fără ca ea, știu eu, să se prosterneze în fața lui Iisus, a fost vindecată. Iisus a apreciat această inițiativă, dorința a ei. Iisus doar a răspuns inițiativei lui. Nu înseamnă că Dumnezeu a fost surprins de inițiativa ei. Dumnezeu nostru știe tot. El e suveran, providențial. Dar uneori Dumnezeu îți dă voie să realizezi, să înțelegi că trebuie și aportul tău, trebuie și răspunsul tău, trebuie și tu să faci ceva, evident. Pentru că numai așa lucrează. Eu se condiționează într-un anumit sens. Dumnezeu știa dinainte. Nu înseamnă că Dumnezeu n-a știut. El doar a răsplătit ceva ce femeia trebuia să facă. Și a făcut-o. De aceea, faptul că a întins mâna spre Iisus a fost partea ei. Faptul că tu trebuie să faci ceva e partea ta și trebuie să o faci. Este un verset mai greu, așa,
în Scriptură, Ioan, capitolul 6, versetul 37. Ioan 6 cu 37. Domnul Iisus spune aici: tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine. Dar și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Încă o dată. Partea lui Dumnezeu, că El nu poate fi surprins de nimic. El e suveran. Și Iisus spune: tot ce-mi dă Tatăl vine, va ajunge la mine. Dumnezeu, Tatăl știe, decide. Dar pe cel ce vine la mine, ia inițiativa, mă caută, nu-l voi izgoni afară. De aceea credința trebuie să aibă inițiativă, curaj, hotărâre, perseverență. Toate acestea le găsim la această femeie. Al doilea lucru pe care îl învăț aici este că credința vindecătoare și mântuitoare trebuie confirmată. Iisus, mă uit la inițiativa Domnului de data aceasta, care răspunde inițiativei femeii, o vindecă, dar nu o lasă fără să o confrunte, fără să-i confirme ce s-a întâmplat. Femeia știa deja că a fost vindecată, așa spune textul, și s-a retras undeva în mulțime. Și Iisus spune: nu. Cine m-a atins? Hai să vedem. Pentru că trebuia o confirmare publică. Și fiecare cuvânt pe care spune Iisus acestei femei contează aici. În versetul 34. Fiică. Chiar și acest cuvânt are semnificație. Este un termen care arată afecțiune, acceptare, un fel de intimitate. Gândiți-vă ce impact a avut acest cuvânt, cum o strigă Iisus, asupra unei femei care până atunci a fost marginalizată, da, evitată, exclusă. Și acum Iisus o numește fiică, ceva intim. Da? Trebuia să audă toți de acolo că de acum e fiică. E fiică lui Dumnezeu. E reabilitată. A doua expresie. Fiică, credința ta te-a mântuit. Iisus îi confirmă ce era mai important. Că nu avea doar vindecare trupească, ci și mântuire sufletească. Credința ei a fost doar canalul prin care puterea lui Iisus a putut curge către problema ei. Credința în El a fost vindecătoare. Toți trebuiau să audă. N-a fost magie oarecare. Și a fost credința în El, credința ta te-a mântuit. Da? Da, din El a ieșit o putere. Din Iisus, nu din haină, ci din persoana lui Iisus, pentru că El deținea harul vindecării și harul iertării. Harul iese din El la atingerea credinței. Efeseni 2:8, vă amintiți acest verset? Căci prin har am fost mântuiți prin credință și aceasta nu e de la noi, ci este darul lui Dumnezeu. Sau cum spune Petru, prin rănile lui ați fost vindecați, tămăduiți. Slavă lui pentru aceasta. Fiică, toți trebuie să știe, credința ta a fost importantă aici, n-a fost magie, ci a fost aportul tău, credința ta în mine. Toți trebuie să știe că puterea a venit de la mine, în tine.
și te-a vindecat. Și apoi îi spune, du-te în pace, credința ta te-a tămăduit, vorbește despre trecutul femeii, du-te în pace, vorbește despre viitorul ei, pentru că asta face Hristos când reabilitează pe cineva, rezolvă trecutul, dar îi arată și viitorul. Ce frumos! Merge în pace, cu alte cuvinte. E ca și cum o trimite pe această femeie înspre o viață nouă, o viață de binecuvântare, pace cu Dumnezeu. E ca și cum o pune, o trimite într-o nouă călătorie, din disperare o trimite înspre pace, har, viitor, pentru că acolo este nădejde. Vedeți, toate acestea, pașii, vorbele lui Iisus Hristos, arată că această credință care a mântuit-o și a vindecat-o, trebuia confirmată public, trebuia recunoscută public. Toți trebuiau să știe adevărul, să nu fie dubii, că n-a fost nicio magie acolo, ci a fost o credință personală într-un Iisus personal. Și ea a știut imediat, foarte interesant, aici mă opresc puțin, că știți, atunci când Dumnezeu lucrează, oricât te mântuiește, vă amintiți toți care ați fost născuți din nou de Dumnezeu, ați știut imediat asta. Nici nu știu cum să pun mai bine. Și toți care ați trăit experiențe de vindecare speciale, ați știut imediat că nu e putere omenească, nu e aranjament omenesc, ci este intervenția lui Dumnezeu. Îndată a știut. Îndată și Iisus și-a dat seama. Nu sunt dubii. Totul era deschis. Credința aceasta era publică. Când Duhul lui Dumnezeu pătrunde în tine, va lucra cu Duhul tău, da? Îți va confirma că experiența pe care ai avut-o e adevărată, nu-i hipnoză. Și dintr-o dată te simți Fiul lui Dumnezeu. Mântuit. Partea unei comunități noi. Va intra în tine pacea care întrece orice pricepere. Pavel spune în Romani 5 că zice, în noi, zice, Dumnezeu a turnat un nou tip de dragoste prin Duhul Său. Deci chiar și acolo lucrează. Adică ce se întâmplă este că centrul moral al persoanei suferă o schimbare structurală. Iubește altfel. Trăiești altfel. Gândești altfel. Și cei din jur vor ști despre schimbarea ta și trebuie să știe despre asta. De aceea, ultimul gând pe care l-am este că această credință vindecătoare și mântuitoare trebuie mărturisită. Iisus insistă pe acest lucru. Nu lasă această femeie în anonimat. O scoate la vedere. Hai, cine s-a atins de mine? Cineva a făcut lucrul acesta. Cu alte cuvinte, e ca și cum i-a spune, femeie, ai suferit destulă rușine publică până acum. Nu trebuie să pleci așa înapoi. De ce? Nu trebuie să te ascunzi când puterea lui Dumnezeu a lucrat în tine? Când tu te-ai atins de Iisus și Iisus a atins de tine. Asta nu trebuie să rămână în anonimat. De aceea Iisus nu i-a dat voie ca ea să se strecoare din mulțime. Și o aduce în față să mărturisească ce a făcut. Și știți ce spune foarte frumos aici? Că fiecare cuvânt aproape din narațiunea asta e important. În versetul 33.
Zice că femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. I-a spus tot adevărul. Da, a fost o mărturie publică. Asta dorea Iisus. Când mărturisești, să spui tot adevărul. De aceea, vedeți, și noi când botezăm în bisericile noastre, le cerem mărturie publică, da? Îi punem aici în față să spună tot adevărul. Da? Și vrem să auzim cum Dumnezeu a lucrat în viața acelui om. Nu să ne spună că s-a născut în familie de credincioși, ci vrem să auzim cum Dumnezeu a schimbat viața. Cât de bolnav a fost spiritual și cum Hristos a atins de inima lui și a schimbat tot. Asta vrem să auzim. Pentru că vindecarea nu vine pe gratis. De aceea Iisus o obligă pe această femeie să facă încă un pas al credinței și să-și definească noua identitate. Și când te identifici cu Iisus, nu vei falimenta. El așteaptă să-L mărturisești public și să spui că El este sursa vindecării și mântuirii tale. N-a fost o lucrare magică a hainelor lui Iisus? Iisus a făcut vindecarea. Iisus i-a adus mântuirea. Numai acum procesul este complet. Credința ei este completă. Ați observat? Întâi a fost inițiativa cu perseverență. Apoi a fost o recunoaștere publică de către Iisus și a femeii. Și apoi a fost o mărturie în fața tuturor. Atunci se încheie procesul credinței tale. Deci, o credință mântuitoare ia inițiativa, înaintează, perseverează și va primi și în final binecuvântarea. Uneori această credință imperfectă, amestecată la unii cu tot felul de lucruri care n-ar trebui să fie acolo, dar Iisus nu ține cont de aceste lipsuri. Am întâlnit multe situații de acest gen în lucrarea mea. Le mărturiseam Evanghelia la unii și îmi mărturiseau ei că, bun, până acum, zice, tot ce am făcut a fost greșit. Mă întrebau. E ca și cum îl ai pe Corneliu, sutașul, care a făcut milostenii. A fost un om apreciat de toți. Nu era însă mântuit. Era nevoie de o atingere. Era nevoie de prezența puterii lui Hristos în viața lui, de un nou mesaj. Și toate acestea pe care le-a făcut Cornelul înainte au fost pregătitoare, preliminare. Pregăteau terenul pentru impactul pe care l-a avut apoi cuvântul lui Dumnezeu în viața lui. Și a fost mântuit. Lidia n-a fost ea o femeie religioasă în felul ei? Nu se ducea să se roage împreună cu alte femei? Dar atingerea n-a fost. Era o dorință doar. Nici Pavel, nici Petru, când au astfel de cazuri, nici Iisus, nu încep să aducă reproșuri oamenilor, ci să vadă că acestea pregăteau, ca la această femeie. Și noi trebuie să înțelegem acest lucru când ne apropiem de oameni. Nu începeți niciodată negativ, acuzator, cu reproșuri. Vedeți ce a făcut bine, pregătitor, nu decisiv. Toate acestea sunt preliminare, pregătitoare. Ele n-au fost anulate dintr-o dată, s-au folosit, și Duhul lui Dumnezeu și Cuvântul s-au folosit de acestea,
faptul că ai o inimă rugativă, faptul că faci milostenii, toate acestea pregătesc momentul atingerii, momentul în care puterea lui Iisus schimbă viața unui om. Și citim despre Lidia că după ce a auzit cuvântul vrăjit de Pavel, Dumnezeu i-a străpuns inima. Dacă ar fi să înlocuiesc metafora atingerii, aș înlocui-o cu străpungerii. E aproape același lucru. Mi-ar plăcea mai mult cu străpungerea, dar în sfârșit, merge și atingerea, de astăzi încolo. Merge cu prudență, vedeți? Ne îmbogățim cumva limbajul, cu prudență, cu atenție, dar e biblic și îl putem folosi. Și apoi Hristos a dorit ca această femeie să fie confirmată public prin semnele care erau acolo. Toți au văzut eliberarea ei, pacea care a cuprins-o. De aceea mărturia ei a fost absolut necesară. Închei având un cuvânt și pentru ascultătorii care se simt blocați. Blocați poate și creștinii și cei căutătorii, să numim, care ar vrea mai mult, ar vrea atinge noi sau străpunge noi sau cercetări noi, dar nu reușesc mai mult. Sunt blocați în tot felul de lucruri. Cel rău, evident, e maestru în amânare, în întârziere. Nu acum, încă nu-i momentul, mai așteaptă, știu, te poți vindeca puțin mai încolo, dar trupul nostru e altă piedică majoră, firea pământească, cum îi spune apostolul, și ea pledează pentru a amâna mai mult. Nu te duce încă la Iisus, Dumnezeu ți-a dat niște pofte, niște pasiuni, de ce a trebuit să le răstignești acum, să întrerupi tu, ești în floarea vârstei? Vedeți cum se sugerează, așa sunt blocajele la unii, ca să nu încerce mai mult să se atingă de haina lui Iisus, de sursa puterii. Apoi sunt cei din jur, lumea, care pledează și ea pentru amânare. Îți tot bagă în cap lucruri, uite, vezi creștinismul, vezi ce rele a făcut creștinismul, vezi că nimic nu funcționează și îți scoate în evidență numai răul. Sigur, acestea sunt clasice, adică sunt piedicile, blocajele clasice. Trebuie să scap de ele. Cum? Prin ce a făcut această femeie? A îndrăznit, a luat inițiativa. Să vedem. Ea încearcă. Ea încearcă puterea lui Iisus. Atingerea de Hristos, străpungerea inimii tale. Ea încearcă mai mult chiar și cu temerile tale, bolile tale. De ce nu? Doar avem un Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Și acesta e Dumnezeul nostru și trebuie să-L onorăm. Orice încercare de a cere lui Dumnezeu lucrări în plus, suplimente față de cele pe care le știm, îl onorează pe El. Și scap de blocaje și poate să intre viața în mintea ta, în viața ta, în sufletul tău, să trăiești la alt nivel, altceva. Așa să ne ajute Dumnezeu.